bună ziua, mă bucur să vă reîntâlnesc aici, în Goana după Crap, într-o nouă emisiune în care astăzi voi vorbi despre pescuitul în care nădirea se face cu racheta de nădire și voi încerca să abordez oarecum câteva chestii punctuale, respectiv unde, cât și cu ce. Sunt pe lacul Cenușaru, un lac cu o densitate foarte mare, cu pești și mai mici și mai mari. Sunt pe standul 0 și încerc să prind orice pește, pentru că, în definitiv, atunci când venim la pescuit și nu ne propunem în a lua pești capitali, rămâne plăcerea drillului și cu asta vrem să rămânem la finalul zilei. Am decis să-mi fac un mic pat de nadă, un pat de nadă concentrat, cu multe particule, ca peștii care sunt în zonă să vină să le caute, să rămână acolo și să ia din ele câte un pic, câte un pic. Și stând în zona aceasta în care sunt multe particule de diverse dimensiuni, să găsească și cârligul meu, care cârlig, așa cum am obișnuit, are lângă el atașat pe firul de păr papanele, una sau două, în funcție de cum am vrut să se ridice cârligul, să se echilibreze. Am pus și cârlige de 5 și cârlige de 3, tocmai acolo unde am folosit una singură am lăsat cârlig de 5, unde am pus două am folosit cârlig de 3, ca să se echilibreze, să stea așa sub papanele puțin ridicate și cârligul oarecum la limita flotabilității stând pe substrat, pentru că lângă fiecare cârlig am atașat și câte un săculeț solubil, săculeț în care am să vă spun puțin mai târziu ce am pus când vă voi vorbi și despre cu ce am nădit. Atașarea săculețului, una simplă, prindem într-un capăt, facem o buclă pe care o prindem de celălalt nod și nu rămâne altceva de făcut decât să iau puțin spleș, să introduc aici undeva în lateral, să apăs generos, iar în acest moment montura este gata de a fi aruncată. Vă spuneam că, de fapt, subiectul de astăzi este năditul cu racheta și am să iau pe rând cele trei lucruri despre care mi-am propus să vorbesc. Unde? Și n-am să mă refer la locurile pe care, așa cum v-am explicat și în alt episod, trebuie să vi le găsiți cu pluta de sondare, că este vorba de un prag, că este vorba de o altă structură, o buturugă, nici nu știu, o apă mai adâncă, o apă mai mică. Aici alegerea este a noastră. Ce mă interesează pe mine să discut astăzi este distanța la care noastră știți că nădiți, pentru că am constatat în multele ieșiri pe care le fac că lumea vine și spune eu am nădit la 110 metri cu racheta, dar dacă te uiți pe picheții cu care măsoară pentru distanță și măsoară firul ca să deșire cei 110 metri pe care îi are de aruncat cu racheta, constați că de fapt racheta cade și burta pe care o face chiar și atunci când nu bate vântul, pur și simplu acest arc de cerc al firului, dacă racheta lovește suprafața apei, iar burta noastră de fir este una generoasă, să știți că de fapt acolo diferența poate fi de 5, 6, 7 metri, dacă nu chiar mai bine. Și atunci, în niciun caz, dacă ați măsurat 102 metri, nu aveți acea distanță. Ea este probabil că de 96, 95 sau cine știe cât. Care este metoda pe care eu o folosesc atunci când dau cu racheta? Arunc, las bățul pe spate și în momentul în care racheta a ajuns să tensioneze firul, văd că începe să-l îndrepte și eu mă îndrept cu lanseta către apă și încerc ca în momentul în care racheta ajunge pe suprafața apei, eu să am vârful lansetei lăsat în poziție de 45 sau chiar sub 45 de grade, iar firul să fie cât mai drept. Din punctul meu de vedere, acesta este modul corect prin care să spunem că am dus racheta la lungimea X pe care dumneavoastră ați măsurat. Întotdeauna trebuie să dăm
puțin mai tare decât este nevoie ca racheta să ajungă în punctul pe care vrem și, așa cum am spus, puțin mai tare ca racheta să mai aibă forța de a întinde firul și de a-l duce până în poziția în care el întins ajunge la așa, la o viteză cât mai mică și doar cade acolo. De ce nu trebuie să dăm mult mai tare? Pentru că odată aruncat mult mai tare, a ajuns în clips firul, racheta vine, întinde firul și există reculul. Dacă dați cu monofilament, o să vedeți că se întinde și după aia vine înapoi. Dacă dați cu fir textil, o să vedeți că pur și simplu există un șoc în care firul se întinde și după ce s-a întins, vine și țopăie racheta înapoi. De aceea am spus, trebuie să vă reglați mâna, să dați cu forță puțin mai mare decât considerați că aveți nevoie ca să ajungeți în punctul cu pricina. Am terminat cu unde? Cu ce? Prima nădire pe care eu o fac aproape întotdeauna este o așa numită nădire de apel. Nădire de apel care ar trebui să conțină particule mici, ceva prafuri, ceva particule mari de mare atracție, chestii care să aducă repede în zona pe care o nădiți peștii din vecinătate. De ce fac acest lucru? Pentru că odată ajungi peștii acolo, nu-mi rămâne decât să încep să introduc particule mai mari pe care peștii să vină să le caute, să rămână acolo. Nădirea de apel este cea care aduce peștele în zonă. Nădirea următoare, că este cu porumb, cu spărtură de tiger, că este cu boilies, face ca peștii să-ți rămână în zona cu pricina cât mai mult timp, pentru că stau și caută și caută și caută și caută. Nădirea de apel trebuie să fie minciuna cu care îi păcălești și să vină acolo. Nu trebuie să-i hrănească și nu trebuie să faci în așa fel încât să pui foarte multă nadă, foarte multe particule, pentru că dacă pui foarte multe particule, nu mai ai cum să faci crapul să o găsească și pe cea de care tu ai interesul să o găsească. Un astfel de produs pentru foarte bun pentru nădirea de apel, dar din punctul meu de vedere este ok și pentru cea de a doua nădire, cea cu particule mari, este Top Amix Spot. De ce spun asta? Pentru că înăuntru o să vedeți, o să găsiți pelete de la 2,5 mm până la 4, adică timp de dizolvare diferit, pelete care se așează pe substrat și pelete care urcă ușor în masa apei și după aia coboară. O să găsiți spărtură de porumb, o să găsiți spărtură de boilies. De asta vă spuneam că este oarecum combinația care trece puțin atât prin nădirea de apel, cea care aduce repede peștii, dar pentru partide nu foarte lungi, îți oferă și nădirea cu particule mari care să-ți rămână și să-ți țină peștii acolo. Este un soi de 2-in-1 pe care vi-l recomand să-l folosiți de câte ori mergeți la partide de până în 24-36 de ore. Puteți să fiți siguri că un astfel de produs vă va ține peștii acolo suficient timp, dar îi și va aduce suficient de repede pe vad. Pentru săculeți de această dată, ca să vedem puțin și partea de atracție, cum am făcut ca să aduc cât mai repede lângă cârlig peștii, am folosit două din cele patru noi variante de bag mix. Am folosit substrat mâlos pentru că din punctul meu de vedere 8 din 10 lacuri din țară au un astfel de substrat mâlos și atunci peletele pe care PVA bag mixul substrat mâlos le conține sunt și perete care rămân pe substrat, dar și flotante, cele despre care vă vorbeam mai devreme. Un astfel de săculeț odată ajuns pe substrat își face treaba imediat, dacă pot să spun așa, ajunge acolo, săculețul se desface, peletele încep să urce ușor, se hidratează și coboară. Cealaltă variantă de PVA bag mix a fost Krill & Squid Powder. Așa cum spune și numele, conține extract de krill, extract de squid în formă praf, formă de pelete pulverizați cu această aromă și bineînțeles binecunoscutele pelete de diferite dimensiuni și
ca element de atracție suplimentar sunt și varianta fumigenă, adică în jurul grămăjoarei pe care săculețul o lasă acolo, se va crea și acel efect de nor verzuliu, care are un efect foarte atractiv pentru peștii din zonă. Și iată, am ajuns și la finalul emisiunii și sper că explicațiile despre modul în care eu nădesc cu racheta au fost suficient de bune, așa că, după cum bine știți că fac în finalul fiecărei emisiuni, am să vă rog să rămâneți alături de noi și să ne ajutați cu un share, cu un like și să vă îndemn, pentru că vremea este minunată, chiar dacă afară mai picură câte un pic, să mergeți la pescuit și să vă bucurați de pasiunea noastră comună. Fir întins și să ne vedem și data viitoare.